aflat cum comunică celebra Carmen Hara cu soțul mort. Clar, văzătoarea dezvăluie ce mesaje îi transmite și ce promisiune i-a făcut bărbatului înainte de a muri. Melodia se numește Nu mai îmi pasă, este un cântec românesc, este un cântec care se adresează tuturor femeilor care mesajul este să nu le mai pese atunci când au trecut printr-o perioadă mai tumultoasă. Dumneavoastră când ați spus că nu vă mai pasă? Dacă ați spus, dacă ați avut un anumit moment mai dificil? Cred că oricine a avut un moment dificil, cred că nu este om să nu fi trecut printr-un moment în care să vrea să spună lăsăm trecutul în spate și nu ne mai pasă. Eu sfătuiesc să nu vă lăsați păcăliți. De multe ori atunci când suntem creduli și suntem inocenți și suntem puri în sufletul nostru și vrem și credem în iubirea aia adevărată, autentică, eternă, se întâmplă să trecem, că de asta este și cântecul ăsta creat și sunt multe cărți și cântece pe tema asta și poate fiecare din noi la un moment dat în viață trecem printr-o experiență de genul ăsta în care ne-am simțit înșelați. Este foarte frecvent. Cred că poate 90% din femei, înțelegi, trec prin experiențe de genul ăsta. Sunt la momentul vieții mele când fiecare clipă care o trăiesc din plin și o trăiesc ca să mă bucur pe mine și să fac bucurie celor din jur și banul nu are. Din nefericire trăim într-o lume în totul se măsoară cu bani. Da. Dar vine și momentul la vieții când înțelegi că banul nu are de fapt nicio valoare și valoarea este ce poți tu să creezi, ce poți să dai celor de jur, cum poți tu să te exprimi și cum poți să fii cel mai creativ. Așa că eu dacă aș putea să când să dansez și să scriu și să fac tot ce este bun pentru cei din jur, să mă exprim pe mine, aș face-o non-stop, nici n-aș mai dormi. Ce spunea soțul dumneavoastră când vă vedea pe scenă? Soțul meu m-a adorat și eu pe el, a fost așa o iubire unică, de suflete pereche între noi și își punea muzica mea și când nu eram în jurul lui, nu vrea să-mi dea el sentimentul cât de mult mă iubește, își punea poze cu mine și cu Hillary Clinton la el, la store-ul lui, avea un store de antichități și când veneau eu le dădea jos, le ascundea, spunea, nu fiică mea, spune lui maică ta că să nu știe că eu mă laud cu ea. Era un drăguț. Dumnezeu îl iubește acolo unde este el în cer. Îl visați? Da. Păi vorbesc cu el. Dumneavoastră v-ați considerat cea mai norocoasă femeie în momentul în care l-ați întâlnit pe soțul dumneavoastră sau ați crezut că tot timpul ați fost o femeie norocoasă? Eu cred că am avut un mare noroc din multe puncte de vedere, pentru că eu am zis că Dumnezeu a fost foarte bun cu mine, divinitatea mi-a dat totdeauna, mi-a dat un talent, mi-a dat o viziune, m-a plantat unde trebuia să fiu la momentul respectiv, mi-a dat o familie, mi-a dat tot ce un om de rând poate să-și dorească, suport din toate direcțiile. Am ajuns să scriu cărți în America, am ajuns să fac muzică, că l-am găsit pe soțul meu, se spune că iubirea este oarbă, nu mai vedeam pe unde merg, adică eram într-adevăr ce se spune că eram în rai. Cred că sunt îndrăgostită în eternitate de el, iubirea aia nu are granițe și cred că va rămâne pentru totdeauna iubirea vieții. Și nu o să se diminueze niciodată în intensitate, chiar dacă el nu mai are o formă fizică. Ce i-ați promis dumneavoastră soțului și a rămas în sufletul dumneavoastră așa pentru totdeauna? Frica lui a fost că dacă el o să moară, eu am să mă prăbușesc. Și eu i-am promis că n-am să mă prăbușesc și să continui să fiu ceea ce sunt eu și fără el și că am să-l onorez, am să-i onorez existența atât cât am și eu de trăit pe pământul ăsta și am să mă gândesc la el și am să-l pomenesc tot timpul, de câte ori am ocazia, în fiecare secundă a vieții mele și că am să-i dovedesc că sunt tare și că sunt puternică și că viața merge înainte și că mai am câteva lucruri de făcut și am să încerc să le fac cât de bine am să pot.